Da, ne-am întors la locul crimei. Hai să închinăm un roze pentru ziua de astăzi, pentru toată lumea, pentru toate doamnele. La mulți ani, Florin, Floricele, Floricici. Și nu e o păcăleală. Așa. Am zis că facem Shalom Bonfam. Shalom Bonfam. Shalom Bonfam. Ia. Punem puțină sare. Îi dăm și lui cu puțină portocală pe la nas. Normal, mi se pare absolut normal. Așa. Diferența dintre ăsta e următoare. Ăsta îl facem doar puțin. Da. Pe în tigaie. Da. Așa, și îl facem în unt. Da. Asta e o chestie tricky la gătit, că zice, când se spune aia, după gust, pui sare așa, după mână, după ai gust. Ai flair așa la sare. Ai. Nu trebuie foarte mult. Nu-l prăjim mult. Cum își dă lumea seama care nu pus fie? Pus să pună în spate. Nu trebuie pus multă sare, că sare mai poți să adaugi. A rămas coca de clătite, da, cu bere. Dar mai pun niște smântână aici, să fie mai frăgezică. Fiindcă cu asta o să punem peste... o să o punem în tavă, peștele ăla. O să punem și ciuperci și capere, în fine. Este o chestie destul de mișto. Asta e o mâncare foarte fină. Îi dăm o față așa, da, șalăului, da? Pe urmă băgați la cuptor, nu? Băgăm la cuptor, da. Și nu trebuie să se prăjească el chiar total. Mamă, îmi plouă în gură deja. Eu zic că e chiar așa, dăm tava aia. Ăsta e numai așa ușurel, da? Cu miroase untul ăla așa. Păi da, miroase. În unt, adevăr, că peștele făcut în unt. E foarte... Punem tot untul aici. Ce mai punem, da? Deci am zis că punem capere. Da. Se prăjește-le puțin. Punem, avem ciuperci trase puțin în tigaie. Dă un gust super bun, așa merge cu... Așa, pune și dedesubtul lor așa, puține ciuperci. E, avem deci peștele, da, cu capere, cu ciupercuțe, mai pun, că bune, de fapt. Foarte bun. A, și acum acoperim chestia cu sosul, îi mai pun puțină bere. Nu râde. Hai că te fac să-mi pun. Să-mi pun, dacă, am făcut să, dacă tu nu mă faci să râd, mă supăr pe cuvânt. Zim ceva. Mă, acum sunt și eu bancuri, să bancuri, tu să spui mai... și bancuri sau ce? Nu, Doamne ferește. Nu, nu, nu se spun bancuri. Nu se spun bancuri. Toate sunt din ce ni s-a întâmplat nouă și cum vedem noi viața. A, și schiptii așa... cu aluzii la realitatea românească? La foarte realitate. Da, deci... Foarte. De exemplu, eu am o glumă în care zic că mă îmbrac așa frumos în ultimul timp, pentru că nu știu când o să fiu sunat să fiu următorul premier. Că se tot schimbă și am zis să fiu pregătit. Trebuie să faci și o operație de sex. Că păi mai nou, că la femeile. Și nu sunt din videle, asta ar mai fi o problemă. Un mic defect. Dar în rest, eu sunt pregătit. Deci așa, trebuie... După ce am pus asta de clătite, așa, îi trântim și niște cașcaval, parmezan. Ca să fie crustă, treaba. Da. Nu se nici să mult la... Cam cât? Și iese... Cât? 20 de minute, nu mai mult. Și temperatura, că aici e... Temperatura, în general te uiți la mâncare. Nu? Nu lași acolo să zacă. Da. Deci asta este șalăul nostru Bonfam. Caut. Ciuperci, capere, este super mișto. Wow. Șalăul Bonfam. Perfect. Maestre, bagă la cuptor și adună să ne repezim asupra. Bine. Am plecat la băieți. Hai, să ne luăm paharele. Clar. Cerui ca oglinda. La mulți ani.